Bună seara, stimați prieteni, și bine ați venit la o nouă ediție dedicată sănătății, o ediție online, gratuită, live, pe care o difuzăm pe toate canalele sociale. Suntem pe Instagram, TikTok și YouTube cu denumirea Sănătate Perfectă. O puteți găsi și pe Facebook. Numele meu este Nicușor Ploșniță și în calitate de terapeut, astăzi, în seara aceasta, intenționez să vă scap de amețeli, să vă scap de senzația aceea că se învârte casa cu noi. Poate ați avut această senzație uneori, poate v-ați confruntat cu aceste situații neplăcute în care să fiți nevoiți să vă așezați, altfel riscați să vă prăbușiți din cauza senzației neplăcute. Dragi prieteni, și astăzi o ediție specială, o ediție în care intenția noastră este să vorbim despre starea de echilibru, starea de vitalitate obținută pe cale naturală, vitamine, minerale, plante și suplimente naturale. De asemenea, îl salut și pe prietenul meu, Cristi, salut pe Lăcrămioara, Daniel, Ani, cei care sunt fideli a acestui gen de întâlniri, întâlniri care se desfășoară periodic și care vă oferă resurse, vă oferă informații valoroase despre starea de sănătate. Dragi prieteni, și astăzi vom vorbi, așa cum am vorbit și până acum, de o manieră total neacademică, adică pe înțelesul tuturor. Un ghid pentru starea de bine veți găsi și pe site-ul sanatateperfecta.ro, acolo unde, evident, informațiile vor fi condensate, vor fi concentrate. Aveți informații de stil de viață, aveți informații de legate de terapii alternative. Este site-ul pe care îl administrăm și vă invităm să-l vizitați când veți avea un pic de timp. Durata evenimentului de astăzi va fi de aproximativ 60 de minute, timp în care vă rugăm să ne adresați și întrebări la tema de astăzi. De asemenea, să ne relatați dacă aveți pe subiectul de astăzi câte ceva interesant și instructiv. Câteva elemente tehnice cu care aș dori să încep apelează la profesioniștii din domeniul sănătății, pentru că informația din prelegerea de față nu este deloc menită să înlocuiască relația ta cu profesioniștii aceștia. N-am conceput această prezentare ca o prezentare medicală. Ea reprezintă o împărtășire subiectivă a unor experiențe individuale cu produse naturale de înaltă calitate, adică le folosesc eu, familia mea, și obțin rezultate și din acest motiv vă vorbesc și vouă. Și în rest, voi vă adresați medicilor, pentru că așa este normal. Respectați profesioniștii, indiferent din ce sector de activitate ar face parte aceștia. Mulțumesc, Ana Maria, pentru cadouri. Sunt încă o dată copleșit de dărnicia ta. Îți mulțumesc și sper că aceste informații să-ți fie de un real folos. Tu decizi, cel care privește acest material video, indiferent că este în acest moment live, indiferent că îl va privi peste ani și ani de zile, tu decizi asupra stării tale de sănătate. Ție îți aparține în întregime responsabilitatea îngrijirii sănătății. Eu îți spun totuși să faci un parteneriat cu o persoană bine calificată în domeniul sănătății umane, dar în același timp și tu să studiezi, să investighezi și să ai propriile tale experiențe și opinii. Informează-te în permanență, pentru că informația reprezintă cheia de boltă a succesului și a evoluției speciei umane. Noi nu oferim medicamente. Vei auzi aici despre anumite resurse naturale. Vorbim despre ele la modul generic. Nu o să-ți dau denumiri de companii, nu o să-ți dau branduri comerciale. Este opțiunea ta să mergi acolo unde îți place. Dacă îți place de mine, atunci te invit să-mi scrii în privat și să îmi adresezi întrebări punctuale despre resursele respective și atunci eu îți spun opinia mea. Dar nu este politicos să vă îndemn aici în public să abordați aceeași cale pe care o abordez eu, pentru că fiecare are preferințele sale.
Ceea ce veți auzi sunt resurse generice, adică vitamine, minerale, antioxidanți, fibre, enzime, aminoacizi, acizi grași esențiali, cu rol în dezvoltarea, cu rol în evoluția sănătoasă a celulei umane. Oferim alternative naturale. Sfaturile și recomandările pe care le veți primi nu sunt în exclusivitate, nu mi-aparțin. Puteți să le găsiți, puteți să le consultați oricând pe orice site de terapie alternative. Noi doar vehiculăm o informație și ne bucurăm că suntem aici cu această posibilitate de a vorbi liber. Să știți că nu deținem adevărul absolut. O să ne întrebați în frecvente ocazii, primim această întrebare, dar de ce ești așa de categoric? Sunt categoric și sunt perseverent în ceea ce afirm, pentru că sunt experiențele mele personale și este ceea ce am simțit eu, ceea ce am trăit eu și este obiectiv sau subiectiv, dumneavoastră gândiți cum poate să fie. Adevărul este acea latură pe care o privește fiecare. Eu am o latură, privesc o latură a monezii, o față a monezii, dumneavoastră priviți cu, cu fiecare dintre voi, priviți cu maximă atenție, altă față a acelei monezi. Bună seara, Simona, și bine ai venit! Intrăm în conținutul propriu-zis al evenimentului. Azi vorbim despre acea stare neplăcută care se instalează când te ridici brusc din pat sau când strănuți sau când putești, sau sunt diferite situații care conduc la vertij. Iată tema de astăzi, vertijul de la A la Z. Nu sunt multe informații pe care să ți le dezvolui, dar acelea care sunt, contează pe ele și aplică-le. Experiențele participanților, dacă dumneavoastră doriți să vă exprimați, puteți să o faceți în public, da? Sau în privat, puteți să-mi scrieți referitor la subiectul de astăzi, puteți să-mi lăsați un număr de telefon, o adresă de e-mail. Este foarte important să realizăm o comunicare vie. Asta îmi doresc să fac cu fiecare dintre cei care participă la acest seminar. Din păcate nu reușesc, sunt în contratimp, dar trag speranța că la un moment dat, la pensie, o să pot vorbi cu cât mai mulți oameni dintre cei care participă la acest gen de întâlniri. Stimați prieteni, ce este vertijul? Dacă n-ați trăit așa ceva, nici nu vă dorim să trăiți. Este o senzație de amețeală, o senzație de slăbiciune, care rezultă dintr-un simț deficitar al echilibrului. Adică ai probleme cu echilibrul. O să vedem imediat unde este situat acest echilibru, unde găsim acest simț, unde se află în corpul nostru. Se află în inimă, se află în rinic, se află în gât, se află în cap, în ce zonă? În ce zonă, apropo, credeți că se află simțul echilibrului? Puteți să-mi scrieți în chatul public, să ne dați diferite sugestii. Unde se află simțul echilibrului? Unde este localizat acest simț al echilibrului? Aștept răspunsurile voastre. Sunt foarte, foarte... Bună seara, Adela! Sunt foarte, foarte încântat să văd aceste... Doamne ajută! Gabriela, bine ai venit, user, bună seara, avem tot mai mulți prieteni noi, dați-ne urmărire, dați-ne distribuție materialului de față, pentru că vorbim despre vertij, adică vârtej. Hai să vedem de unde provine acest termen. Termenul provine din limba, așa cum ați intuit, latină, verbul latinesc, vertere, înseamnă a se învârti. Ați văzut copiii aceia care se iau de mâini și se învârși și se învârși și se învârși și când își dau drumul, nu mai știu încotro să o ia, fiecare dintre ei este efectiv bulversat. La fel se întâmplă și cu cei care suferă de acest vertij. Persoana care suferă de vertijuri poate să aibă o senzație de prăbușire sau poate simți că obiectele din jur și camera se învârtesc. Ați simțit vreodată așa ceva?
prieteni în chatul public, dacă ați simțit această senzație că obiectele și camera se învârt și vă creează așa o stare extrem de neplăcută și nu puteți să vă controlați mersul, nu puteți să vă ridicați, nu să vă deplasați nici măcar un metru. În anumite cazuri, chiar persoana simte că și ea se rotește. Grețuri, da? Așa este, Adela, uite, vine imediat informația, apar și grețurile, într-adevăr, vertijurile sunt însoțite pe lângă greață și de pierderea auzului, temporar și parțial, temporar și parțial, adică nu se pierde total, omul aude ca prin vată, ca și cum ar avea urechile înfundate cu vată, de asemenea, nu este pe restul vieții, ci o perioadă destul de scurtă de timp. Dați distribuție materialului pe care îl vedeți la acest moment, pentru că mulți dintre voi cu siguranță ați avut aceste senzații neplăcute, aceste vertijuri, aceste senzații de învârtire. Dați materialul și altora și adăugați-ne în lista de prieteni. Vă mulțumesc cu anticipație. De la oboseală, muncește prea mult, am cerut așa, doamna Gabriela. Doamna Gabriela, în privat, scrieți-mi, să știți că eu am sunat, dacă mi-ați lăsat un număr de telefon, am sunat, mi-am făcut treaba, a doua zi v-am și sunat. Dacă n-ați răspuns la telefon, asta este altă mâncare de pește. Vă rog să-mi lăsați încă o dată numărul de telefon în privat și să discutăm despre ceea ce doriți să aflați. Să știți că nu aveți motive de îngrijorare, deși e bine să faceți ceva. Nu este o boală în sine, vertijul acesta, învârtirea aceasta casei, învârtirea, senzația că tu te învârți, nu este boală, dar poate să fie un simptom, adică un indiciu că ai altceva. Adela, am slăbit 6 kg în 2 săptămâni. Wow, superb, Adela. Abia aștept să-mi spui, lasă-mi un număr de telefon să-mi spui cum ai reușit și te felicit pentru rezultatul acesta. Să știi, sunt lucruri care mă impresionează. Iată, oameni cu determinare, oameni cu voință, oameni care știu ce vor. Iată, aici cu noi sunt cei mai hotărâți oameni. Să știți, văd oameni frumoși, văd oameni cu multă inteligență, văd oameni cu multă informație, cu mult bun simț, care sunt alături de noi. Vertijul mai apare, sau apare, nu mai apare, apare când sistemul nervos central primește mesaje de la urechea internă, de la ochi, mușchi și receptorii pielii, mesaje ce se contrazic unele cu altele. Adică pielea spune într-un fel, ochii spun în alt fel, mușchii spun în altă direcție, ochii spun în altă direcție și urechea internă, care este extrem de importantă în acest proces general al echilibrului, al păstrării echilibrului, urechea internă este cea mai bulversată. Faptul acesta de a apărea vertij se datorează unor cauze multiple, adică hai să vedem ce poate provoca vertijul. Există acel vertigo pozițional paroxistic benign. Este cea mai întâlnită formă de vertigo caracterizată prin senzația de mișcare inițiată de mișcările bruște ale capului. Ați avut vreodată senzația asta că v-ați mișcat prea repede și după aceea imediat ați intrat într-o stare de amețeală, într-o stare de asta de totul se învârte. Adela, felicitări! Fără carne, fără lactate, fără zahăr. Superb! Încă o dată toată admirația mea. Numărul 2. Inflamarea urechii interne. Această inflamare este de cele mai multe ori cunoscută sub numele de labirintită. Este caracterizată de instalarea bruscă a vertijului și poate fi asociată cu o pierdere temporară și parțială a auzului. Boala Menier, a treia situație cauzatoare de vertij. Boala Menier este formată dintr-o triadă de simptome, adică episoade de vertij, episoade de țiuit în urechi și pierderea auzului. Oamenii suferă de instalarea bruscă a unui vertij sever și
și de fluctuații ale auzului, dar există și perioade în care nu se mai manifestă niciun simptom. Deci alternează. Mulțumesc, Suru. Suru, o seară extraordinară. E din Franța. Suru ne trimite salutări, ne trimite o inimă înflăcărată, toată aprecierea noastră. Hai să vedem o altă cauză generatoare de vertij. Este neuromul. Mulțumesc și noi, te îmbrățișăm cu tot respectul. Neuromul acustic este un tip de tumoare. Deja intrăm într-o etapă de gravitate mai mare. Simptomele atunci când este această tumoare includ vertij, țiuit într-o singură ureche și pierdere a auzului, pentru că tumoarea, știți și dumneavoastră, este o formațiune creată de celule care se divid într-un mod necontrolat și care încep să apese, se creează o structură care începe să apese pe zonele înconjurătoare, pe zonele adiacente, însemnând terminații nervoase, însemnând vase de sânge, vase limfatice, și blocând în acest fel anumite circuite vitale în corpul nostru. La modul general, asta face o tumoare, de aceea ele sunt periculoase. Și a cincea situație o reprezintă fluxul sangvin scăzut la creier și la baza creierului. Din ce motive poate să apară acest flux sangvin scăzut? Mulțumesc celor care sunt alături de noi. Șoșocarul, bună seara, Florin. Să știi că te-am sunat, verifică-ți telefonul, ai primit un apel de la mine, dar nu mi-ai răspuns. Am format numărul pe care mi l-ai lăsat în privat, să știi. Florin. Ok. Hai să vedem de ce avem... Maria Farcaș, bună seara. De ce avem un flux sanguin scăzut la creier și la baza creierului? Pentru că apare o hemoragie în partea inferioară a creierului, cunoscută drept hemoragie cerebrală, caracterizată de vertij, dureri de cap, dificultate la mers și incapacitatea de a privi în partea în care are loc hemoragia. Dacă e pe dreapta, tu nu poți să privești pe dreapta. Dacă e pe stânga, nu poți să privești pe stânga. Rezultatul este că ochii persoanei privesc în partea opusă aceleia în care are loc hemoragia. Este foarte elocvent asta pentru medicul neurolog să stabilească punctual că s-a petrecut această hemoragie. Mersul, de asemenea, poate să fie afectat destul de serios. A cincea situație întâlnită, o situație pe care, din păcate, o vedem din ce în ce mai des ca urmare a setului de vaccinări anti-COVID, scleroza multiplă. Vertijul este adesea primul simptom în scleroza multiplă. Instalarea acestui simptom este de obicei abruptă, iar la examinarea ochilor poate scoate la iveală incapacitatea acestora de a trece de linia de mijloc către nas. Adică omul nu poate să se ducă, el privește doar în față. Dacă se duce în jos, deja apar amețeli. Da? Deci scleroza multiplă cauzată, spun unii, de factori din aceștia imunitari, de atacul sistemului imunitar asupra unor terminații nervoase, asupra tecii de mielină a nervilor. Și numărul 7, sigur, vă așteptați la asta, traumele la cap sau răniri în zona gâtului. Adică dacă te-ai lovit, te întreabă, prima dată medicul ăsta te întreabă, te-ai lovit la cap, ai primit o lovitură, te-ai rănit în zona gâtului, pentru că și gâtul face parte din ORL, otorinolaringologie, adică urechi, nas, gât. Ele sunt un sistem care comunică, acest sistem urechi, nas și gât, comunică printr-un pasaj aerian și, desigur, fiecare schimbare de presiune, fiecare noutate, element de presiune modificată la nivelul unuia din aceste componente, creează și în celelalte componente diferite senzații noi. După 7 ani, zice Adela, mai
are încă acele amețeli. Adela, hai să vorbim într-o zi la telefon, lasă-mi un număr și cu siguranță am putea găsi ceva care să te ajute. Putem găsi ceva să te ajute. Deci traumele acestea în zona capului sau rănirile în zona gâtului dispar de obicei de la sine. Când omul se vindecă, stă un pic liniștit, asta e, am văzut oameni care au primit în cap lovituri foarte serioase și după aceea gândiți-vă la boxeri, gândiți-vă la cei care practică artele marțiale, mai ales cele de full contact, sunt extrem de nocive pentru zona capului, că na, se țintește zona capului pentru că este o zonă care considerată vitală și care îl dezechilibrează pe om. Dacă l-ai lovit prea des, îi dispare echilibrul. Elena, bună seara și ție! Da, iată, avem un număr mare de spectatori în seara aceasta. Vă mulțumesc tuturor pentru prezență. Nicușor Ploșniță este numele meu. Subiectul din seara aceasta, Vertijul. Suntem live pe toate canalele sociale. Gândiți-vă unde vă este mai bine. Puteți vedea filmul acesta în reluare și pe YouTube, canalul nostru Sănătate Perfectă. Vă rugăm să-l puneți la lista dumneavoastră de preferințe. De migrenă, toată lumea a auzit și migrena. Mulțumesc că Elena Andrei ne oferă aceste cadouri speciale. Mulțumesc încă o dată. Migrena reprezintă o formă severă de durere de cap. Mai mult doamnele au așa ceva, dar în ultima perioadă, în ultimele decenii, să știți, și bărbații au început să fie afectați pentru că au multe griji, pentru că au multe, multe pe cap, da? Ei efectiv simt că au o povară pe care o duc în permanență. Vertijul, de obicei, atunci când apare după o migrenă, este urmat de o durere de cap, adică sunt asociate. Există de obicei un istoric anterior de episoade similare, dar nu și de probleme de durată, adică omul nu a avut ceva în istoricul medical să spună că ceva de durată, să-și aducă aminte, au mai fost episoade, dar au trecut. Din cauza efectelor îmbătrânirii organismului, persoanele în vârstă sunt predispuse la vertijuri. Acum, depinde ce gândiți voi despre persoană în vârstă, cum o priviți, cum este tradus această informație în mintea fiecăruia. În vârstă poate însemna după 50, 60, 70 de ani, 80 de ani. Cum crezi tu că este o persoană în vârstă? De la ce ani poți spune despre cineva că este în vârstă? Poți spune despre cineva de 30 de ani că este în vârstă? Sau este musai să ne gândim la 50 plus? Tu cum vezi această situație? Organismul menține echilibrul printr-un mecanism complex între urechea internă și văz. Deci se asociază văzul atunci când omul are vedere, dacă nu este orb, și urechea internă, care este ca un soi de giroscop. Giroscop care permite să identifice schimbările de poziție a corpului, schimbările foarte fine de poziție a corpului. Să vedem și mecanismul prin care se realizează acest lucru. În canalele urechii interne există structuri numite otolite, care sunt compuse din cristale de carbonat de calciu și care apasă pe celulele membranelor interne. Deci iată, avem aceste structuri numite otolite. Gravitația acționează asupra otolitelor, asupra acestor cristale din carbonat de calciu, astfel încât ele răspund într-un mod foarte fin la mișcările capului. Bună seara, Hipolita! Sărut mâna! Hipolita, da, exact. Acest lucru, mișcarea capului, mișcarea capului, schimbarea de poziție, Ileana, bună seara! Are un rol special, transmițând, așa cum am spus, un semnal
chimic către zona creierului. Creierul utilizează semnalele pe care le primește pentru a calcula cu mare finețe poziția capului. Deci voi n-ar trebui să vă gândiți decât la acest lucru, că corpul omenesc este un miracol, este un lucru fantastic pe care nu-l poate înțelege medicina, nu-l poate egala niciun robot, dragi prieteni, niciun robot, niciun mecanism din acesta făcut în laborator, nicio ființă care este proiectată în vitro nu poate egala o ființă umană naturală care are aceste daruri extraordinare, are aceste mecanisme fantastic de precise. Odată cu îmbătrânirea, adică dumneavoastră spuneți când este bătrân omul. Eu practic nu vorbesc de îmbătrânire. Îmbătrânirea poate să survină odată cu diferite vicii pe care le face omul, odată cu diferite solicitări pe care le are corpul și pe care omul nu le ia în considerare. Omul consideră că poate să le ducă așa mult timp aceste solicitări de natură fizică, de natură chimică, de natură biologică, consumă din resursele ființei umane și iată, la 30 de ani vedem oameni îmbătrâniți, la 40 de ani oameni suferinți. Să știți, am prieteni mult mai tineri decât mine, nu mă laud, dar am prieteni mult mai tineri decât mine care sunt cu sănătatea și cu vitalitatea la pământ. Nu este o mândrie, dar este o dovadă de proastă investiție, o dovadă că și-au investit resursele de o manieră incorrectă. Odată cu îmbătrânirea, dragi prieteni, în urechea internă se pot acumula mici particule care presează celulele și în felul acesta sunt transmise la creier semnale false. Rețineți, acele cristale de carbonat de calciu ar trebui să se miște liber acolo în interiorul unui spațiu tridimensional, dar ele nu se mai mișcă liber. Se pot acumula acele particule care împiedică mișcarea lor lină și evident nu vom mai avea senzațiile de schimbare a poziției, așa cum nu se mai transmit la creier acele senzații de schimbare a poziției. Lucian, odată cu formarea embrionului, ființa umană începe îmbătrânirea, începe și moartea, da? Da, Lucian, foarte bine. Constatarea ta este de bun simț, îți mulțumesc pentru participare. E prima dată când te văd aici. Lasă-mi un prietenie. Paula, eu sunt băcăuan, tu de unde ești? Apropo, scrieți-mi în chat-ul public de unde sunteți. Suntem curioși. Sunt curios să aflu de unde sunteți, de prin ce zonă a lumii, a țării, a Europei, de prin ce zonă ne scrieți. Germania, Ipolita, să ne trăiești, Ipolita, să-ți fie de bine, da, e ok. Aceste semnale, dragi prieteni, din Botoșani ne urmărește Elena Andrei. În Botoșani avem adeseori, mergem acolo, avem prieteni și poate ne întâlnim la un moment dat la un ceai fierbinte. Deci semnalele false pot să interfereze cu simțul echilibrului apărând vertijul. Baia Mare ne scrie, bună seara, nu o să vă iau în duel, Luca, îmi pare rău pentru tine, nu, este ok să mă urmărești și cam atât. Paula, Onești, Torino, Daniel, wow, Slănic Moldova, da, prieten de mult timp, Lucian, Comănești, dar stau în Botoșani, super, super. Poate ne întâlnim, Lucian. Brașov, născută lângă Bacău, Margareta, super. Mihaela, sărut mâna, din Neamț, Mihaela din Neamț. Iată,
prietenii noștri sunt de peste tot, de pretutindeni, dar nu contează, internetul ne adună împreună. În plus, odată cu îmbătrânirea, stimați prieteni, impulsurile nervoase au nevoie de mai mult timp ca să ajungă la ochi, prin nervi, la creier și la măduva spinării. De aceea insist foarte mult pe remedii care să-ți păstreze longevitate, remedii care să te mențină într-o stare de tinerețe, remedii care să încetinească procesele de îmbătrânire. Și dacă îmi ceri așa ceva, pot să-ți dau sugestii, să vorbim în privat, să ne auzim la un telefon și să-ți spun ce anume te poate menține în formă maximă și cu vitalitatea la maxim încă mulți ani de acum încolo. Acesta este un alt efect al pierderii bruște a echilibrului, astfel intervenind o stare de amețeală, dar să știți, amețeala nu este sinonimă cu vertijul, adică nu reprezintă același lucru. Oricine poate să aibă o stare de amețeală, de slăbiciune sau de leșin, nefiind totuși vorba despre vertij. Cei care suferă de hipotensiune pot avea astfel de senzații când se întind sau se așează. Dacă le simțiți, e bine să vă întindeți ușor, să vă așezați ușor și să vă ridicați cât se poate de ușor, fără să bruscați, fără să faceți vreun fel de mișcare mai bruscă. În anumite cazuri, amețeala poate fi prevestirea, aici e bine să fiți atenți, prevestirea unui atac de cord, a unui accident vascular, a unei contuzii sau a unui atac cerebral. De la tinnitusul în sine, l-am dezbătut într-un alt seminar, este acel zgomot permanent în urechi pe care îl aude cineva care a avut de-a face cu sunete cu intensitate mare. Lucian ne spune, problema ochilor acută și irreversibilă este devascularizarea maculară, dacă e vorba de un diabet. Lucian, da, confirm, dacă e vorba de un diabet sau ceva de genul acesta, atunci trebuie să discutăm, nu să vorbim la un telefon. Deci iată, dragi prieteni, atunci când simțiți acest vertij, totuși luați măsurile care se impun, dacă știți că sunteți sănătoși și dintr-o dată survine acest vertij, ați avut o discută cu cineva, ați avut o stare de enervare și ulterior vă doare capul și apare și acest vertij, este o etapă prevestitoare a unui atac de cord. În principiu, am înțeles. Sau ne ajută nici să nu ajungi niciodată la acea boală. Alexandru, bună seara și bine ai venit! În calitate de terapeut sunt aici în fața prietenilor și vorbim în seara aceasta despre vertij. Așa cum vezi, titlul este scris acolo și suntem live pe mai multe canale sociale. Și pe TikTok, și pe Instagram, și pe YouTube, și pe Facebook ne poți găsi cu siguranță. Cam atât despre teorii. Este important însă să vedem ce facem, pentru că nu e așa, teoria ne sperie foarte des, rămânem cu acest gust amar că ce se poate face în situația unei astfel de simptome. Atunci o să discutăm un pic despre suplimente. Hipolita, o seară bună, multă sănătate și ție! Hai să discutăm un pic despre suplimentele pe care le puteți consuma. Le puteți consuma fiecare de unde crede că este cel mai potrivit, cea mai bună firmă. Știți dumneavoastră, gusturile nu se discută. Eu personal consum de undeva. Întreabă-mă dacă îți dorești și tu să consumi ceva similar sau exact ceea ce consum eu cu familia. Sunetul pe care l-auzim atunci când suntem siguri sau singuri. Alexandru, singuri sau siguri?
scrie-mi în privat, Alexandru, lasă-mi un număr de telefon și dacă este o chestiune care te frământă, o putem discuta, promit să te contactez. Câteva suplimente valoroase, adică nutrienți de care oricum ai nevoie, că mănânci hrană ca să întreții corpul acesta, să întreții animalul de povară, noi așa îi spunem noi, animal de povară sau carcasa aceasta muritoare, dacă nu o întreții, ea se duce la vale. Avem nevoie de vitamina C cu bioflavonoide. Vertijul survine și de la pasarea vertebrilor cervicale, cu siguranță. Aici este mai mult o problemă pe care ar trebui să o discute cei care practică chiropractia. Ei văd și ei spun despre această relație. Să știți, există o relație între fiecare dintre vertebre și organele interne, organele efectoare, mușchi și organele din interiorul corpului nostru. Dacă se inflamează una din vertebre, atunci semnalul nervos transmis către organele efectoare, către partea musculară, va fi un semnal alterat, va fi un semnal extrem de ciudat. Și când mergi la diagnosticare, mergi la un medic cardiolog, mergi la un medic care se ocupă de gastrointestinal, da? Și tu ai pe zona toracică, pe zona lombară, ai niște vertebre tasate care transmit anormal niște impulsuri, automat medicul acela te va include deja într-o categorie de boli gastrointestinale sau cardiovasculare sau așa mai departe. Dar nu este organul neapărat organul bolnav, ci este o vertebră care transmite un impuls mai ciudat către organul în cauză. De aceea ai mare grijă de coloana ta vertebrală, pentru că este axul vieții. Dacă n-ai grijă de coloana vertebrală, vei ajunge să... Da, Alexandru, nu se bagă în seamă, corect. Oamenii ridică greutăți, oamenii nu se hidratează, oamenii primesc lovituri și nu le bagă în seamă, dar ele sunt foarte importante în ansamblu general al funcționării și al sănătății noastre. Te ajung din urmă toate aceste greșeli pe care le faci. Te ajung și plătești. Este bine să recunoști că la un moment dat ai ridicat, la un moment dat ai avut, nu prea te-ai hidratat, ai avut emoții, ai avut o stare psihoemoțională care a dat această senzație de apăsare la nivelul unor vertebre și așa mai departe. Medicii nu mai dau atenție decât strict pe specialitate, ne spune Lucian. Iată, opiniile ascultătorilor noștri sunt cât se poate de directe, de aceea iubim noi mediul acesta online și iubim TikTok și sperăm să avem TikTok în continuare, să nu-l închidă americanii, dacă îl închidă americanii, îl închid și europenii și românii, că românii sunt politicienii români, nu dumneavoastră, cei care mă urmăriți. Politicienii noștri sunt extrem de servili și vor urma indicațiile de la Washington sau de la Bruxelles. Da, doamna cu 3 hernii de disc, ce se poate face? Nico, scriem, lasă-mi un număr de telefon în privat, te rog frumos, ca să putem vorbi. Așa, nu pot să-ți dau, lasă că discutăm, vedem care sunt nevoile tale și după aceea ne exprimăm o opinie, da? Și tu, dacă vrei să urmezi opinia, e ok, dacă nu, mergi mai departe. Așa suntem în lumea liberă în care trăim, e bine să ascultăm cât mai multe opinii. Vitamina C într-o doză de 3.000-10.000 de miligrame într-o zi. Dacă ești fumător, trebuie să folosești cantități mai mari de vitamina C. Daniel, bună, de ce ne pierdem dinți chiar dacă îi periem zilnic? Păi, poate să fie parodontoză, poate să fie o carență de anumite minerale, poate să fie o hiperaciditate în corpul nostru. Sunt multe, multe cauze, să știi, chiar dacă îi periem zilnic. Eu am 53, n-am pierdut, nu am niciun dinte pierdut, toți sunt naturali
și, să știți, folosesc remedii naturale și pentru dantura mea. Folosesc minerale, folosesc gel de dinți de calitate și se poate. Adică folosim chiar geluri de dinți fără fluor. Da? Țineți cont că fluorul are și el o legendă extrem de nocivă. Da, Adela, ne auzim la un telefon, lasă-mi un număr de telefon și conversăm când ai tu timp. Da? Te rog frumos. Deci avem nevoie de vitamina C pentru că ea reprezintă unul din cei mai puternici antioxidanți din natură. Alexandru, dacă ne vedem. Ne vedem, Alexandru, sigur că da. Ne vedem, da, poți să-mi lași un număr de telefon și tu, Alexandru, fără niciun fel de problemă. Vitamina C, deci, cu bioflavonoide. Îți sugerez o variantă plasată pe tărâțe de ovăz, cu eliberare gradată în organismul nostru, adică eliberare retard, cum se spune, și care, mulțumesc Adela, la revedere, care facilitează o eliberare treptată în corpul nostru aceste vitamine. Și repet, dacă ești fumător, dacă consumi alcool, dacă consumi droguri, dacă ai un nivel ridicat de stres, mănâncă vitamina C, tablete, cât mai multe pentru a-ți proteja corpul de efectele nocive ale obiceiurilor tale sau ale stilului de viață agresiv prin care treci. Vitamina E, într-o doză de 200 de unități zilnice, îmbunătățește circulația, e bine să cauți o formă de alfa-tocoferol. Dacă nu știi de unde să cauți această formă, spune-mi, scrie-mi în privat și îți las un răspuns despre vitamina E. Mai apoi, așa cum ați intuit majoritatea, vitaminele din complexul B, într-o doză de 100 de miligrame din fiecare vitamina B importantă de 3 ori pe zi. Mare grijă, totuși respectați instrucțiunile de pe eticheta produsului, pentru că unele, evident, 100 de miligrame este mult pentru unele vitamine, mai ales vitamina B12, vitamina B12 o vom folosi într-o doză de la 1000-2000 de micrograme pe zi, B3, niacina, B6, piridoxina, 50 de miligrame la piridoxină, 100 de miligrame de 3 ori pe zi la niacină. Toate acestea influențează sistemul nervos central. Chris, bună seara, bine ai venit alături de noi. Deci aveți nevoie de vitaminele din complexul B. Sunt vreo 20 de vitamine, dar trebuie să te gândești un pic la locul în care se metabolizează aceste vitamine. În general, da, cu mici excepții, ele se metabolizează la nivel de intestin. Dacă intestinele nu sunt curate, dacă intestinele noastre sunt compromise din punct de vedere bacterian, atunci e musai să îți iei și un probiotic, e musai să apelezi și la un probiotic de calitate ca să-ți refaci flora intestinală care te ajută la digerarea acestui complex de vitamine. Mai apoi, ai nevoie de coenzima Q10, 100-200 de miligrame pe zi, îmbunătățește circulația către creier. Apoi, multivitamine și multiminerale. Dacă le ai într-o doză de 100%, la una, două tablete pe zi, să fie 100% din doza zilnică recomandată din principalele vitamine și minerale necesare, esențiale, vieții, atunci este perfect. Dacă nu știi un astfel de complex, apelează-mă în privat și îți voi da detalii. Sunt complexe și complexe de vitamine și minerale pe piață, dar nu toate sunt așa de concentrate, nu toate sunt raport preț-calitate foarte, foarte bun. De aceea am să spun ce folosesc eu din experiența personală. Vitamina A este necesară într-o doză de 10.000 de unități internaționale pe zi, crește imunitate, se comportă ca un antioxidant. O vei folosi și pentru vedere, desigur. Zincul, 30 de miligrame pe zi, nu se vor depăși 100 de miligrame dacă luați mai multe suplimente cu zinc. Zincul promovează sănătatea sistemului imunitar, ajută la menținerea nivelului de vitamina E, adică protejează vitamina E de factorii oxidativi. Calciu și magneziu sunt utile în doză de
1500 mg zilnic, respectiv 750 mg zilnic pentru colesterol. Vasile, Vasile, scrie-mi în privat, lasă-mi un număr de telefon și vorbim mâine, îți promis să te sun. Nico, nu știu ce m-ai întrebat, întreabă-mă în privat, nu aici, pentru că aici răspunsurile trec, în privat îmi rămân. Te rog, lasă-mi și un număr de telefon, nu stau să-ți dau răspunsurile tastând pe tastatura telefonului, pentru că e mică și e mai bine să vorbim la telefon. Da, sunt necesare aceste minerale pentru a menține impulsurile nervoase, pentru a preveni amețeala. Mai apoi, câteva plante medicinale despre care aș vrea să știți: ghimpele și piperul de caien, adică ardei iute. Ardei iute, noi românii mâncăm mult ardei iute, de aceea nu o să fie o problemă pentru voi să vă procurați ardei iute de calitate și să îmbunătățiți circulația în întregul corp. Tot corpul beneficiază de consumul de piper de caien. Păpădia, ceai, extract foarte bun pentru hipertensiune. Ghimbirul reduce amețelile și greața. Puteți mânca ghimbir înainte de a pleca în călătorie, înainte de a vă urca în mașină, când știți că aveți un traseu mai sinuos și de obicei vă ia cu stări de amețeală, cu stări de vertij. Ghimbirul este extraordinar. Faceți o mujdei de usturoi, apropo de perioada aceasta încă trebuie să avem grijă de imunitate. Un mujdei de usturoi cu ghimbir în părți egale, rădăcină de ghimbir, usturoi, zeama de la o lămâie, ulei presat la rece și sare celtică, eventual sare celtică cu 84-90 de minerale. Vasile a luat un medicament, dar nu știe dacă este indicat. Vasile, nu lua după ureche, ia dacă ți este recomandat de medic. Eu nu te sfătuiesc să iei după ureche medicamente. Suplimente poți să iei, alea nu-ți fac, dar atenție, totuși dozează-ți cu mare atenție ingredientele. Lucian, ardei iute nu e recomandat pentru cei cu hemoroizi în stare avansată. Evident, Lucian. Dar paradoxal, Lucian, ardei iute este recomandat dacă ai afecțiuni gastrice, dacă ai o gastrită nu într-o formă avansată, dacă ai gastrită, să știi că te ajută foarte mult pentru că stimulează circulația și automat afluxul de sânge care vine la nivelul stomacului va repara. Paradoxal, da, face asta, mai multe tratate vorbesc despre rolul piperului de caien. Iar la nivelul creierului îți dai seama că te înfierbântă și vei preveni alte probleme. Ginkgo biloba, plantă orientală, frunze sau fructe, eu am mâncat fructe, avem un arbore de ginkgo biloba în Bacău, este monument al naturii. Și toamna, când dă aproape să dea bruma, cad fructele și sunt ca niște smochine. Da, smochinele sunt la formă, dar au un miros, vă spun, este teribil, un miros teribil și un gust teribil. Mirosul este de brânză stricată, imaginați-vă cea mai împuțită brânză pe care ați văzut-o vreodată, iar gustul, în gust ai toate gusturile, mai puțin gustul amar. Deci ai gustul sărat, ai gustul acru, ai gust picant, ai gust astringent și lipsește gustul amar. Da? Deci toate gusturile fac deliciu, dacă rezistă mănânci fructul de ginkgo biloba, mai are și un sâmbure la mijloc. Deci ginkgo biloba, dacă nu mănânci fructe, pentru că nu o să ai fructe în orașul tău, te duci frumos și îți iei un supliment cu ginkgo biloba. Dacă vrei un supliment de calitate, știu, am unul special pe care eu îl folosesc, care îmi permite să fiu elocvent și să fiu coerent în exprimare. Un supliment extraordinar, conține ginkgo biloba, complexul de B-uri și încă multe, multe altele. Îmbunătățește acest faimos ginkgo biloba circulația sângelui și funcțiile cerebrale, mărind cantitatea de oxigen către creier, mărind cantitatea de oxigen și către extremități. Dacă ai mâini, picioare reci, este fantastic. Atenție la ginkgo dacă ai afecțiuni care implică sângerare sau dacă ești programat pentru operații sau proceduri stomatologice, fii atent, reduc cantitatea sau abține-te în perioada respectivă.
Ca recomandări generale, evită mișcările bruște sau foarte rapide, schimbările foarte rapide și extremele poziției corporale. Limitează cantitatea zilnică de sodiu sub 2000 de miligrame, adică, atenție, sarea. A fost ideal la, am înțeles. Eu totuși rămân la opinia că a fost o făcătură, o mega făcătură, Lucian, chestia aia cu, pe care mi-a scris-o, nici nu vreau să spun numele. Da, deci sare, atenție, reducem cantitatea de sare sau vă luați o sare din aceasta celtică. Sarea celtică este, să știți, bogată în minerale, adică nu are doar natriu clor, are și alte elemente foarte benefice. Prea mult sodiu afectează funcția urechii interne. Evită alcool, cafea, nicotină, alimente prăjite. Dacă treci prin stările astea de vertij, scoate aceste alimente, scoate aceste vicii din viața ta și vei vedea că se îmbunătățește starea de sănătate. Ca să scapi de amețele, așează-te pe un scaun cu picioarele pe podea și concentrează-ți privirea câteva minute asupra unui obiect sau asupra unui punct din podeaua respectivă. Dacă ai amețel după administrarea unui medicament, sună-ți doctorul, vezi ce se întâmplă, vezi dacă în prospect scrie ceva despre aceste efecte secundare. Evident, toate medicamentele au așa ceva, au efecte secundare, unele din ele pe plan neurologic, altele pe plan gastric și așa mai departe. Deci toate medicamentele au câte ceva în palmares. Dacă este o problemă recurentă care se repetă, ai nevoie de un doctor. Du-te imediat la medicul tău de familie. Lucian a trecut prin toate cele trei forme. Se numește în realitate o gripă din aia grea. Bravo, bravo, așa da, așa te vreau. Gripă, nu altceva, să știi. Nu, hai să nu mai denumim cu formule sofisticate. Da, categoria aia de virus o cunosc studenții de când fac așa. Au scos-o de la sertar. Na, noi oamenii nu suntem, ceilalți care nu facem medicină, nu suntem obișnuiți cu denumiri din astea pompoase, au scos-o, ne-au aruncat-o în ochi și au închis o lume întreagă bazându-se pe o invenție. Da, hai să vedem câteva observații. Persoanele ce suferă de vertij suferă și de un fenomen numit nistagmus, mișcare involuntară și foarte rapidă a ochilor. Aceasta poate fi spontană sau efect al schimbării poziției. Nistagmus sau orice altă mișcare a ochilor cere întotdeauna consult medical. Te duci la medic, nu stai și cauți soluții imediate la tata Ileana. Amețeala poate să fie provocată de multe cauze, de aceea te rog să ai grijă și să-ți consulți medicul. Dacă te simți amețit și ți este greu să-ți exprimi, să exprim lucrul acesta, să gândești clar sau să înghiți, este nevoie de consult medical. Urechea internă, da, da, Alexandru. Acestea pot să fie simptome, te-am mai zis mai devreme, ale unui accident vascular cerebral, iar amorțeala și furnicăturile și pierderea vederii pe lângă amețeală pot fi semne ale unui AVC, accident vascular cerebral. Mare atenție! Dacă amețeala e însoțită de greață, transpirație, paloare și bătăi rapide ale inimii, te duci la medic. Suni, te ia salvarea, vezi ce faci. Pot fi semne ale unor diferite probleme de sănătate, nivel scăzut de zahăr în sânge, adică hipoglicemie. Hipotensiunea sau pierderea bruscă a tensiunii sângelui poate provoca amețeli, mai ales după mese, că tot focul digestiv, adică ceea ce făcăm noi, are nevoie de mult sânge, să știți, ca să se digere hrana, dar cu cât e mai concentrată, zgomot în cap de la ce poate fi. Dorina, Dorina, scrie-mi în privat întrebarea aceasta, lasă-mi un număr de telefon și îți promis să te sun. Deci, ca să faci digestia corectă, mai ales că dacă mănânci o hrană foarte, foarte bogată în proteine, ai nevoie de timp, ai nevoie de mult sânge, ai nevoie ca stomacul sau zona digestivă să preia resursele de la celelalte organe, de la cap, de la alte organe și să facă această ardere. De aceea, când ai mâncat foarte concentrat, foarte, foarte multă proteină la o masă, trebuie să te aștepți și la o senzație așa mai de somnolență, de eventual vertij.
Lucian a ars plămânii cu oxigen până s-au curățat. Da, s-au curățat foarte mult și acum după injectări mor cu milioanele, să știi. Vreo 7 milioane deja au murit după înțepările acestea experimentale. Da, aerul conține o cantitate mai redusă de oxigen la altitudini mari. De aceea, când urci pe munte, vezi, fii atent, ia-ți butelii de oxigen sau vezi cât de mult urci, cât îți permiți și așteaptă-te la așa ceva, nu fă eforturi foarte bruște, mai ales dacă știi că ai urcat la 5, 6, 7 mii de metri altitudine, ai mare grijă. Poate surveni această amețeală pentru că e cantitate mică de oxigen. Anumite activități cum sunt cele din parcurile de distracție, ce includ mișcări rapide și bruște, mersul cu vaporul, jocurile video pot provoca amețeli și vertij. În cazurile acestea, simptomele dispar odată cu încetarea activității respective. Păi discutam acum, Nemeș, Levente, da, discutam chiar acum, nu medicamente, vorbim despre suplimente, vorbim despre suplimente. Vanessis, bună seara, câteva secunde din viața informându-vă ce vând, așa. Scriem în privat, Vanessis, Vanessis, omul citește, nu e interactiv, da, ok. Dacă tu zici că nu sunt interactiv, da, o să merg acolo unde ai activitate. N-am nicio pretenție. Hai. N-am nicio pretenție să rămâi cu noi. Da. Da, uneori tratamentul formelor mai severe de vertij paroxistic pozițional benign necesită exerciții speciale sau chiar operație. Da, este important să țineți cont de toate aceste mici recomandări pe care le-am făcut în funcție de nevoia fiecăruia, scrieți-mi și vorbim în detaliu. Da, cam atât pentru seara aceasta, dacă informațiile v-au făcut bine, dacă considerați că ce suplimente, ai venit un pic mai târziu, uite, poți să urmărești filmul, poți să urmărești integral pe YouTube. Este exact ce am spus până acum, adică 56 de minute am tot vorbit. Nu o să le repet acum, nu o să fac o recapitulare. Urmărește-ne pe canalul Sănătate Perfectă de pe YouTube. Este important să le auzi acolo, nu este niciun secret pentru nimeni, le pot auzi. Da, ne oprim aici pentru că voi intra într-o altă sesiune despre capitolul biorezonanță, un pic, în vreo câteva minute, voi intra împreună cu prietenul meu, Gabriel Lășoaia. Dacă vă interesează domeniul biorezonanței, un domeniu pe care îl practic de asemenea, vă aștept cu mult drag în aproximativ 10-15 minute la un nou seminar. O seară excelentă tuturor, să ne vedem cu bine! La revedere!